Despre cum facem un switch, cum facem schimbul dintre carieră și pasiune, despre asta vom vorbi acum alături de Andreea Raicu, antreprenor și public figure, pe care o invităm alături de noi. Bun venit la Extraordinary Women, Andreea! Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Recunosc că dacă mi-ar fi spus cineva acum 10 ani că voi veni să vorbesc la o conferință de business, aș fi râs în hohote. Pentru că eu am, probabil că mulți dintre voi știți că am lucrat 20 de ani în televiziune. 20 de ani în care nu am făcut decât să apar în fața oamenilor și accentul a fost foarte mult pus pe felul în care arătam, felul în care mă purtam cu ceilalți, mai puțin pe ce era în interior și mai puțin pe pasiunile sau pe munca și determinarea într-o altă direcție decât cea de a apărea la televizor și a executa niște lucruri pe care niște producători, niște oameni ți le redau. Chiar ideea de a sta la un birou de dimineața până seara, de a te uita pe contracte, de a te uita pe Excel-uri, de a te uita, de a negocia, mi se părea ceva ce nu puteam să concep la momentul respectiv. Mi se părea, în primul rând, foarte greu și, în al doilea rând, mă gândeam că eu n-am să pot să fac niciodată lucrul ăsta. Pentru că încrederea în mine era extrem de mică, pentru că multă vreme din jur am auzit că sunt foarte frumoasă, că sunt foarte drăguță și cam atât. Și în momentul în care auzi lucrurile astea în fiecare zi, timp de foarte mulți ani, ajungi să crezi că doar astea sunt lucrurile care te definesc. Ok, știam că am o calitate umană cumva și nativă la care am și lucrat și aveam inteligența emoțională foarte dezvoltată, dar nu m-am gândit că aș putea să mă duc să mă gândesc să lucrez într-o altă zonă decât televiziunea, pentru că eu doar asta știam să fac, nu știam să fac altceva, nimic. Doar că atunci când îi dai voie să te duci acolo unde te duce viața, se întâmplă niște lucruri incredibile. Pentru că te duci în zone în care nu te-ai fi gândit niciodată că te poți duce. Descoperi în tine o putere pe care nu te-ai gândit că o ai, descoperi în tine niște lucruri de care doar în cărți sau doar la alții ai văzut. Eu am admirat întotdeauna foarte multe femei de afaceri pe care le vedeam extrem de puternice, extrem de capabile și mă gândeam că eu niciodată n-am să pot să fac lucrurile astea. Unu, pentru că nu aveam curajul și doi, eram sigură că nu sunt dotată să fac lucrurile astea. În urmă cu 13 ani, cred, am intrat în zona de antreprenoriat, negândindu-mă niciodată și ne uitându-mă la mine ca la un antreprenor. Pentru că făceam mai mult partea creativă, nu neapărat partea de business. Dar fiind acolo, bineînțeles că am învățat foarte multe lucruri. În urmă cu 5 ani, în primul business pe care l-am avut, am avut un partener de business de la care am învățat foarte multe, doar că la un moment dat valorile noastre au devenit diferite. Și printr-o întâmplare pe care la momentul respectiv am catalogat-o drept absolut îngrozitoare, am rămas fără nimic. Fără bani, fără business, fără stima de sine, fără imaginea de sine și fără sănătate. Drept pentru care m-am gândit că acolo s-a terminat viața. Au fost 2 săptămâni în care nu am mai putut să merg, 2 săptămâni în care m-am gândit că viața mea s-a terminat în momentul ăla. Și am avut foarte mult suport în jur și acești oameni m-au ajutat din nou să cred în mine, pentru că eu nu mai credeam în mine absolut deloc. Și cu tot acest suport și revenindu-mi, am zis ok, haide să o iau de la capăt, dar să fac ce? Pentru că nu mai vreau să fac nimic din ceea ce făceam înainte. Nu mai vreau să fac haine, nu mai vreau să fac nimic, maxim dezvoltare personală, pentru că era lucru pe care îl descoperisem și mi se părea că este ceva care mi se potrivește și pot să dau mai departe oamenilor, pentru că mie mi-a schimbat viața, regăsirea și redescoperirea mea și asta îmi va face foarte multă bucurie, pentru că una dintre valorile mele principale este să pot să dau mai departe și să pot să contribui la viețile altora. Și mi-aduc aminte că la momentul respectiv aveam o prietenă foarte bună, o am în continuare și am spus, uite, hai, nu mai vreau să mă asociez cu nimeni altcineva, doar cu tine. Tu pui banii și eu am să mă ocup de absolut tot. Și mi-a zis, nu. Am să-ți dau ție banii, am să-ți împrumut banii și te vei ocupa singura.
Și am zis, da, eu nu pot să mă ocup singură pentru că eu nu știu să fac business. Eu habar n-am să fac, eu făcând de 8 ani. Dar niciodată nu m-am poziționat și m-am uitat la mine ca la un antreprenor adevărat, în adevăratul sens al cuvântului. Cert este că mi-a zis, dacă tu nu ai încredere în tine, îmi pare rău. Dar eu am foarte multă încredere în tine. Și în momentul în care, din nou, ceilalți îți spun niște lucruri, încep să le crezi și tu. Și acela a fost momentul în care am decis că voi începe un business, din nou, singură, cu ceea ce știu eu să fac și cu foarte mult curaj. Pentru că în această zonă, din ce am înțeles eu, e nevoie de foarte mult curaj. Nu de lipsa fricii, de curaj, pentru că avem foarte multă frică în multe aspecte din viața noastră. Dar curajul nu înseamnă lipsa fricii, ci înseamnă să poți să te duci acolo unde ți este frică. Și am început business-ul în urmă cu 5 ani. A mers cât a mers, n-am vrut să fac haine, am vrut să fac doar dezvoltare personală, dar, din nou, în jurul meu m-am întâlnit cu foarte mulți oameni care mi-au spus, ok, foarte frumos, meditații, tricouri, da, agende, dar haine? Când faci haine? Și am zis, nu mai vreau să fac haine pentru că este ceva ce am lăsat în urmă și nu mă mai interesează și nu mai vreau să fac. Doar că atunci când primești foarte multe mesaje din stânga și din dreapta, nu poți să mergi ca și calul drept înainte. E important să te uiți și în stânga și în dreapta, pentru că este unul dintre lucrurile pe care le-am înțeles. Să fii deschis, să-ți deschizi atât inima cât și sufletul, să vezi ce se întâmplă, ce auzi. Pentru că eu în viață mi-am făcut foarte multe planuri și recunosc că sunt bucuroasă că nu mi-au ieșit, pentru că viața mi-a dat niște oportunități mult mai mari și mult mai frumoase, pentru că am avut curaj să mă duc în zonele în care mi-au fost deschise tot felul de drumuri. Și așa am început să fac din nou haine. Business-ul a crescut la un alt nivel și trebuia să... De fapt, nu trebuia. Că de fapt nu trebuie nimic. Îmi doream să merg mai departe și să ajung la un nivel superior. Și atunci am zis, ok, haide să deschidem un showroom, haide să ne mutăm și să ne dezvoltăm într-o direcție diferită decât am fost până atunci. Și am făcut-o. Doar că transformările nu sunt întotdeauna cele mai ușoare. Și vin cu foarte mult necunoscut, cu foarte multă frică și cu foarte multe elemente care te împiedică să ajungi acolo unde vrei, indiferent cât de multe cât de mult te gândești că ar putea să se întâmple. Și am realizat că anul trecut a fost unul foarte greu pentru mine, deși a fost de dezvoltare, a fost un an extrem de greu, în care am ajuns să trăiesc cu un stres maxim. Deși din exterior lucrurile se vedeau extrem de frumos. Și la finalul anului mi-am dat seama că am nevoie de o vacanță, am plecat în vacanță și în vacanță n-am făcut decât să dorm. 2 săptămâni n-am făcut decât să dorm și să citesc și să nu fac nimic altceva. Și când m-am întors, bugetele mă așteptau, Excel-urile mă așteptau și mi-am dat seama că m-am înhămat la niște cheltuieli foarte mari, mai mari decât am previzionat. Și am spus că eu nu pot să trăiesc cu această presiune. De fapt, nu vreau să trăiesc cu această presiune. Pentru că presiunea m-am liniștit în vacanță, cât am fost, după care când m-am întors acasă, am simțit din nou un gol în stomac, că mă întorc la cifre, că mă întorc la cheltuieli, la facturi și la toate responsabilitățile pe care le aveam în fiecare zi. Și am spus, ok, dar eu nu vreau să trăiesc așa. Vreau să trăiesc o viață liniștită. Ce înseamnă asta? Să-mi scot presiunea. Păi bun, dar totuși sunt facturile de plătit, chiria. Ok, să spunem că nu reușesc să plătesc toate facturile pe care îmi doresc să le plătesc și nu mai pot să țin showroom-ul. Ce o să se întâmple? O să zică lumea că am eșuat. Wow! Pot să trăiesc cu asta? Pot să trăiesc cu asta mult mai bine decât să trăiesc cu stresul pe care l-am în fiecare zi. Pentru că realitatea este că noi toate, din această lipsă de încredere, cum am auzit și ceva mai devreme, noi am fost lipsite de încredere, nu am fost primite nicăieri, a trebuit să batem mult la ușă, mai ales dacă suntem și frumoase, e un pic mai greu, pentru că suntem din star catalogate. Da, e frumoasă, da. Atât.
Și atunci am încercat foarte mult să demonstrăm. Foarte mult. Și eu pot să vă spun că în copilăria mea, notele bune și un comportament frumos și toate realizările mele de la școală erau răsplătite cu foarte multă dragoste. Și atunci mă chinuiam să fiu un copil cu arte, cu minte și foarte drăguț. E, această dinamică a mers în continuare cu mine și în adult. Și când am devenit adult, lucru care m-a făcut să am foarte multe realizări. Pentru că aceste realizări mă făceau să fiu iubită de oamenii din jur. De fapt, îmi doream iubirea părinților mei, pe care n-am cum să o mai capăt niciodată. N-am cum să dus, acum sunt un adult. Singurul om care poate să-mi dea iubirea pe care o vroiam de la părinții mei, nu sunt partenerii mei de viață, prietenii mei sau oricine altcineva, sau voi, sau like-urile de pe Instagram. Singurul om care poate să-mi dea această iubire sunt eu. Și dacă eu mă chinui și îmi pun atât de multă presiune pe mine, îmi dau seama că nu numai că nu e o dovadă de iubire, dar este dovadă de ură. Pentru că atunci când iubești pe cineva cu adevărat, te porți frumos cu el. Nu-l tratezi urât, nu vorbești cu el urât când te uiți în oglindă după 12 ore sau 16 ore în care ai muncit enorm și ești cu cearcănele până la gură, în care mănânci mai mult pentru că n-ai reușit să dormi, pentru că ai fost foarte obosit și ai nevoie de niște resurse, în care n-ai ajuns la sport și a început să te doară spatele, în care eu nu sunt în această poziție, dar sunt convinsă că multe dintre voi aveți copii și atunci lucrurile sunt mult mai complicate. Și mi-am dat seama că în momentul în care am scos această presiune din capul meu, în care am zis, ok, mă mut de aici. Dacă nu o să reușesc să pot să plătesc toate lucrurile și la ce m-am înhămat, am să mă mut în altă parte. Am să închid showroom-ul sau am să fac un showroom mai mic. Sau am să fac totul la o scară mai mică. În momentul ăla pot să vă spun că a dispărut această gheară pe care o aveam în stomac. Și au început ca lucrurile să meargă mult mai bine. Pentru că un om relaxat este un om creativ. E un om care poate să conecteze foarte bine cu ceilalți pentru că se poate conecta cu el. Un om care este relaxat nu mai are frică. Sau are frică, dar nu aceea care te contractează, îți contractează corpul. Și în așa fel încât să nu mai poți să te uiți să vezi ce este în jurul tău, să nu mai ai o privire de ansamblu. Pentru că atunci când ți-e frică, nu te uiți decât în față și la lucrurile pe care tu crezi că le știi, ca să nu mai dai greș. În momentul în care scoți presiunea, ai o capacitate să te dai doi pași mai în spate și să vezi lucrurile în mod diferit. Și da, e posibil ca oamenii din jur să spună lucruri cu care poate nu o să fiți confortabili. Dar cred că lucrurile astea sunt infinit mai lipsite de durere decât presiunea pe care o punem noi pe noi în fiecare zi. Așa că aș vrea să vă fac o invitație tuturor femeilor de aici să, în primul rând, să începeți să vorbiți cu voi ca și când sunteți cel mai bun prieten al vostru sau sunteți copilul vostru sau sunteți un om pe care îl iubiți foarte tare, pentru că atunci nu le veți pune niciodată la zid, nu veți vorbi niciodată urât cu el, nu-l veți grăbi atât de tare, nu-l veți brusca, nu-l veți agresa. Să vă luați timp să vedeți dacă lucrurile pe care le faceți sunt într-adevăr lucrurile pe care vi le doriți de aici sau de aici. Pentru că e o foarte mare diferență între cele două. Și eu nu spun să faci doar ceea ce ai chef. Pentru că eu, de exemplu, poate astăzi aveam chef să stau acasă. Că am avut niște zile foarte pline. De multe ori facem lucruri pentru că ne place și pentru că avem un beneficiu. De fapt, întotdeauna avem un beneficiu, chiar dacă sună dureros și crud. Beneficiul meu, că sunt astăzi aici, este faptul că pentru mine e foarte important să dau mai departe din lucrurile pe care eu le-am înțeles. Și uneori, recunosc, că sufăr de un lucru de care sunt convinsă că multe femei de aici suferă. Sindromul impostorului. De multe ori când văd pe Instagram și pe social media toată lumea vorbind despre dezvoltare personală, despre echilibru, despre ce să facem să fim mai bine cu noi, nu mai îmi vine să postez. Știți de ce? Pentru că acum 10 ani când vorbeam despre dezvoltare personală, meditație și toate lucrurile care astăzi au devenit mainstream,
eram privită un pic ca o nebună care vorbește despre meditații, ce prostii sunt astea. Dar astăzi, într-o lume în care internetul este plin de specialiști, de oameni care știu cum să trăim, este momentul în care sănătatea mentală este foarte jos. Procentul depresiei, afecțiunilor de acest gen emoționale, este foarte mare. Cum oare când toată lumea știe să trăiască frumos, să mănânce ce trebuie, să facă ce trebuie, cu toate astea suntem o planetă de oameni dezechilibrați. Deci de aceea de foarte multe ori am senzația că sunt un impostor vorbind despre lucrurile astea, pentru că simt că mă amestec cu toată lumea care știe să facă aceste lucruri. Și am să închei, că s-a terminat timpul, am să închei prin a vă spune că să vă ascultați inima și să o deschideți. Pentru că atunci când vă ascultați inima și o deschideți, vi se întâmplă exact lucrurile de care aveți nevoie. Pentru că atunci când este închisă, și sincer despre asta vorbeam astăzi la terapie, atunci când este închisă inima, nu ai disponibilitate pentru nimeni și pentru nimic. Mulțumesc foarte mult! O zi frumoasă! Aplauze pentru Andreea Raicu!